Fiți binecuvântați de Domnul, mă alătur și eu gândurilor care au fost împărtășite în seara aceasta cu o inimă mulțumitoare, căci iată ne găsim din nou într-o seară de joi seara, la o serie de întâlniri cu care cred că v-am obișnuit și care credem că sunt o binecuvântare pentru cei care sunteți acasă. Ne-am fi dorit poate să fiți prezenți aici, să putem avea un dialog pe live cu adevărat, dar ne bucurăm totuși că putem avea parte de o binecuvântare și putem fi o binecuvântare pentru dumneavoastră, cei care sunteți acasă. Și în această seară vrem să continuăm cumva subiectul pe care l-am discutat săptămâna trecută. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost alături de noi, am vorbit despre călăuzirea divină. Iar în seara aceasta cumva am luat partea cealaltă a monedei, o altfel de călăuzire, dacă pot să spun eu lucrul acesta. Alături de noi, așa cum v-am obișnuit, este fratele pastor al Bisericii Poarta Cerului, fratele Nelu Filip. Frate pastor, fiți binecuvântat! Și tu și dumneavoastră toți! Am începe cu o primă întrebare. Subiectul din seara aceasta este, așa cum sunt obișnuiți, horoscopul prin lupa Scripturii. Numai am uitat ceva să precizez. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Folosim din nou în seara aceasta programul sleep.do. Puteți să puneți pe pagina de Facebook a Bisericii întrebările noastre, iar în timpul care stă la dispoziție vrem să și răspundem la ele. Da, vreau să spun că vrem să începem cu o primă întrebare. Oare cum să definim horoscopul? Când e vorba de horoscop, foarte mulți oameni aud despre el, foarte mulți oameni citesc despre el, prea puțini oameni știu exact ce este horoscopul și despre ce e vorba. Horoscopul e parte dintr-o știință pe nedrept numită astfel, și vă rog să înțelegeți, o știință pe nedrept numită astfel, numită astrologie. Astrologia era în vechime și încă este și astăzi pentru cei ce o practică, arta de a ghici, de a găsi viitorul raportându-te la poziția astrelor de pe cer. În sensul acesta, când vorbim despre horoscop, trebuie să vorbim și să spunem că el face parte din astrologie și dacă vorbim despre aceasta, cred că trebuie un pic să ne uităm mai larg asupra lucrurilor și să înțelegem că toate acestea, astrologia, ghicitoria, vrăjitoria, spiritismul, fac parte dintr-o așa numită preocupare numită ocultism. Ocultismul este un ansamblu de practici care are pretenția că poate să pătrundă dincolo de cenzura transcendentală, cum zicea Blaga, să pătrundă dincolo în necunoscut, prin mijloace specifice, cum ar fi ghicitoria, spiritismul, repet. Ei, ocultismul are pretenția că poate să cunoască ceea ce Dumnezeu n-a descoperit încă și n-a lăsat să fie cunoscut. În cadrul ocultismului există această astrologie, care înseamnă citirea în stele, găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, se vorbește despre cititori în stele. Toate aceste practici erau absolut o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă e să vorbim despre horoscop, să-l înțelegem, el are de-a face cu zodiacul, că și aceasta este, și acesta trebuie înțeles un pic ca să știm ce e horoscopul. Astrologia presupune că pe bolta cerească e un cerc, pe bolta cerească, care este împărțită, de fapt bolta aceasta cerească este împărțită în unghiuri de câte 30 de grade, pentru că 360 de grade cât ar fi cercul, împărțit la 12, ar fi 30 de grade un unghi de felul acesta și în fiecare unghi de felul acesta încape o constelație. Și ansamblul de constelații, cele 12 constelații, formează zodiacul, dar ceea ce este trist este că oamenii folosesc zodiacul acesta cu pretenția că pot să cunoască datorită lui și să ghicească caracterul unui om, să înțeleagă viitorul unui om, să cunoască circumstanțele cu care se confruntă un om, lucruri care sunt cu totul și cu totul false.
Pentru că aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că cei ce se preocupă de zodiac, ce fac ei de fapt? Ei calculează și caută să vadă unde erau așezate constelațiile în ziua când cineva s-a născut. Și atunci, imediat spun, te-ai născut în zodia Capricornului, ești un Capricorn. Ești un leu, ești, știu eu, toate celelalte zodii. Și iată că oamenii deja consideră că ei au niște caracteristici ale lor care le sunt date de astre. Și ce e ciudat e că oamenii nu mai fac eforturi să se schimbe înspre mai bine, pentru că ei cred într-un dat al astrelor. Și atunci horoscopul este o schemă, practic, care pune la oaltă locul constelațiilor din ziua când te-ai născut și cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu ceea ce se întâmplă mâine, și schema aceea este horoscopul în baza căreia, ciudat, în fiecare dimineață sunt o grămadă de români care iau ziarul sau iau internetul și consultă horoscopul să vadă cum are să le fie ziua respectivă. Ori toate lucrurile acestea, trebuie să spun din capul locului, sunt niște înșelăciuni ale diavolului. Pentru că vreau să spun în seara aceasta și să-mi fie cu iertare dacă voi repeta. Viitorul nostru este cunoscut de unul singur, de Dumnezeu. Oricum, asta era o următoare întrebare care venea pe parcurs. Dacă se poate spune că în spatele acestor practici să fie o parte a întunericului, diavolului? Acum, unii se vor simți jigniți. Unii se vor simți, cum mă faci pe mine ca un lucrător al diavolului? Dar cum ar trebui să perceapă oamenii dacă nu e din partea lui Dumnezeu? Nu poate fi o zână de gri. Mie mi se pare foarte ciudat că suntem în secolul 21 și avem pretenția că lumea a evoluat nespus de mult. Însă preocuparea pentru ocultism acum în secolul 21 este absolut uimitoare. Dacă în vremea când eram eu copil, se vorbea despre ghicitorie ca despre un joc, ca despre lucruri așa, care nu trebuie luate în considerare. Iată că trăim astăzi vremuri în care oamenii sunt atât de preocupați, vei rămâne surprins dacă voi spune astăzi că există congrese ale vrăjitoarelor. Există congrese internaționale în care se adună vrăjitoarele și discută temele de vrăjitorie. Există, uitați-vă, dacă stați să ascultați niște știri, un jurnal de dimineață. Cam de obicei atunci este. Exact, la jurnalul de dimineață ni se spune ce zic astrele, ba mai mult. Vorbesc despre ce a zis ghicitoarea cu tare, Wanda și nu mai știu cine, ce i-a prezis nu știu cărui președinte și așa mai departe. Ei, eu vreau să spun tare și răspicat. Orice practici care ne îndepărtează de Dumnezeu, cu pretenția că prin alte mijloace decât cele lăsate de Dumnezeu putem să pătrundem în spații transcendentale, toate acestea sunt numai de sorginte satanică. Îmi pare rău să spun, ai făcut afirmația că unii s-ar putea să se simtă ofensați, mie îmi pare rău să știu că ofensez pe cineva, dar mai rău mi-ar părea să nu spun adevărul cuiva. Feriți-vă de lucrurile acestea care țin de ocultism, pentru că ele pot să vă ducă la dezastru. Este o adevărată tragedie să știi că oamenii lasă la o parte Scriptura și citesc horoscopul. E o dramă cum nu se poate mai mare. Și mie personal mi-a venit întrebarea aceasta, însă văd că în asentimentul meu sunt și cei care ne ascultă. Este inevitabil să nu iei în calcul ceea ce spune Sfânta Scriptură despre magii care l-au găsit pe Hristos. Sigur. Care spune că erau cititori în stele. Da. Cum se poate interpreta sau cum se poate înțelege textul acesta biblic? Magii erau magi. Veneau din răsărit, deci practic dinspre Babilon. Și să nu uităm că astrologia își are cuibul în Babilon. Cum se face că magii au fost călăuziți de o stea? Eu cred cu toată tăria că această călăuzire n-a avut nimic de a face cu astrologia. Dar absolut nimic n-a avut de a face cu astrologia. Însă Dumnezeu știe să-l ia pe fiecare om de acolo de unde este el. Dumnezeu vorbește în moduri dintre cele mai ciudate.
Eu cred astăzi cu tărie că steaua care i-a călăuzit n-a avut de-a face nimic cu zodiacul, n-a avut de-a face nici de cum cu ceea ce oamenii înțeleg prin astrologie astăzi, ci cred că steaua aceea a fost o stea care le-a fost arătată spre călăuzire. Vă rog să fiți atenți. Ei au urmat steaua, steaua s-a oprit și ei au mers mai departe. Ori astrele, semnele zodiacale nu fac lucrul acesta, ci semnele zodiacale sunt niște lucruri date cu care trebuie să ne confruntăm. Eu în steaua aceea nu văd altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a vorbi, care nu are de a face nici de cum cu astrologia, pentru că Dumnezeu nu se folosește de astfel de instrumente ca să își facă cunoscută voia Lui. Însă oamenilor acelora, căutători de Dumnezeu și de adevăr, Dumnezeu a dorit să li se reveleze printr-o stea. Așa cum astăzi sunt oameni cărora Dumnezeu li se revelează prin natură și stau uimiți și când aud ei cum e numărul petalelor de la o floare, citeam pe cineva care zicea cu uimire, trebuie că Dumnezeu este un matematician desăvârșit. Pentru că există flori cu 3 petale, există flori cu 5 petale, există flori cu 8 petale și întotdeauna următorul număr de petale este suma ultimelor două numere de petale. Și e uimitor să vezi că Dumnezeu când creează uimitor. Deci iată, matematicienilor Dumnezeu le vorbește într-un astfel de mod. Și celor ce veneau din Babilon și care probabil auzeau peste tot în jur că se vorbea de astrologie, a zis Dumnezeu, n-a lăsat că vă arăt eu vouă o stea. Urmați numai steaua asta și veți ajunge la acela care cu adevărat știe viitorul și cu adevărat oferă călăuzire. O înțeleg ca o modalitate pe care Dumnezeu vorbește fiecare pe limba Lui. Pe limba Lui, exact, perfect. O altă întrebare care cumva ar trebui oamenii să fie conștienți și cred că ar trebui necesar să răspundem la această întrebare. Care sunt efectele care vin în viața unui om care se îndelenicește cu așa ceva? Care citește zodiacul? Există consecințe mari sau unii zic, bă, eu doar citesc, nu prea cred eu, dar deși cred, poate într-o zi că îi se întâmplă ceva și își aduce aminte, păi, uite, chiar am citit în zodiacul, uite, chiar mi s-a întâmplat lucrul acesta. Îi ceva care la început pare foarte frumos, iar apoi se îngroașă gluma? Am stat cândva de vorbă cu un frate de-al nostru, care mi-a mărturisit așa și a zis, lucra în asigurări. Și zicea, colegele de birou în fiecare dimineață citeau horoscopul. Și zicea el, foarte interesant, toate vorbeau, tu ești Capricorn, tu ești Rac, tu ești așa și așa, ia să văd ce-i la tine astăzi, ce-i la tine astăzi. Și zicea el, ca om credincios, a, nu dau doi bani pe chestiile astea. A zis cât a zis, dar la un moment dat, auzind în jur tot Capricorn și Rac și Leu și toate celelalte, la un moment dat a plecat urechea spre lucrurile astea. Le-a consultat o dată, le-a consultat de două ori și la un moment dat a tras concluzia așa. Măi, să știi că a ieșit astăzi, mă. Să știi că a ieșit. A doua oară să știi că a ieșit. Și după aceea a venit să stăm de vorbă. Și am constatat ceva. Că jucându-te cu lucruri de felul acesta, diavolul s-ar putea să le folosească înspre, și cu siguranță le folosește înspre distrugerea noastră și a credinței noastre. Implicarea în astfel de lucruri nu poate să fie decât păguboasă pentru orice credincios. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care îți pui încrederea în ceea ce spune horoscopul, nu poți să slujești la doi stăpâni. Punct. Nu mai poți să-ți pui încrederea în ceea ce spune Dumnezeu. Nu poți să slujești și pe Dumnezeu și pe Mamona, zicea Domnul Iisus Hristos. Dacă crezi în horoscop, nu poți să crezi în Dumnezeu, care este împotriva horoscopului. Și tocmai de aceea eu spun că horoscopul, consultarea horoscopului, îi jefuiește pe oameni de tot ceea ce este spiritual în ei. Aici vorbim de horoscop ca o chestie parcă inofensivă. Un ziar, o televiziune de știri, că ți se zice ceva, dacă vrei accept, dacă nu vrei accept. Dar când vorbim de
horoscop sau domeniul acesta, aș putea spune că este mult mai larg și mai vast și se poate merge până acolo la vrăjitorii, citire în cărți, citire în palmă. Acolo e ceva mult mai serios, cumva s-a depășit limita aia în care erai totuși în siguranță? Diavolul și momelile lui, întotdeauna sunt foarte subtile momelile diavolului. Sunt foarte mulți oameni care aparent dintr-o curiozitate nevinovată s-au implicat în astfel de lucruri. Însă trebuie să vă spun că implicarea în astfel de lucruri te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și te duce la dezastru. Mă aduc aminte că eram cu mai mulți ani în urmă în școala biblică. Am predat pe vremea aceea niște cursuri legate de erori contemporane, printre care am vorbit și despre ocultism. Cineva care a auzit despre ce se vorbește pe aici, pe la școala biblică, trebuie să fie mulți ani, 20 de ani probabil de atunci, dacă nu mai bine, a venit dintr-un sat de aici, din județul Timiș, și mi-a spus în termeni cât se poate de clari, părea neverosimilă povestea lui. Dar ca unul care am înțeles despre ce e vorba, am zis, Doamne, cum înșală diavolul pe oameni. Spunea că era acasă, la el, în curtea casei, undeva la țară, într-un sat de aici, din județul Timiș. Și a trecut pe la poartă o ghicitoare, care a zis, în termeni simpli, hai, nu-mi dai o găină că-ți ghicesc viitorul. Îți citesc în palmă. Și omul a zis, hai, du-te de aici. Hai că nu-s curios. Zice, dăm numai un nou. Și omul zice așa, a stat în sinea lui și a zis, dar mare lucru un nou, câte o am eu acasă. A luat un nou, i-a dus ghicitoarei la poartă. Femeia a spart oul acela. Și zicea el, din oul acela a scos un smoc de păr. Mi se pare ciudat, cum mi-a părut ciudat și mie. Zice, în momentul acela mi-am pierdut cunoștința, n-am mai știut ce s-a întâmplat cu mine. Și de atunci înainte, a zis el, eu nu mai sunt om, sunt distrus. Nu mai am liniște, nu mai am pace, nu mai pot să fac nimic. Știți ce am înțeles din asta? Că e vorba despre o implicare demonică. Și vreau să spun încă o dată, cu riscul de a supăra pe cineva. În spatele tuturor acestor chestiuni oculte stă stăpânul întunericului, adică diavolul. Și lucrurile pot să înceapă cu o simplă citire de horoscop. Pot să înceapă cu asta. Dar diavolul nu se mulțumește cu atât. Începe să te facă să crezi în destin, în faptul că aștrii cerești, ciudat, nu vi se pare ciudat? Aștrii cerești materie goală, lipsită de inteligență, n-au niciun fel de inteligență, ele vin și îmi stăpânesc destinul meu ca om. Niciodată. De aceea oamenii se înșală crezând lucrurile acestea. Și aș vrea să spun că totul începe cu o simplă joacă care apoi se poate transforma în cu totul altceva. În mintea mea s-a ridicat, venind cu exemplul ăsta, o întrebare. Omul acela era credincios, necredincios? Și dacă era credincios, sau dacă nu era credincios, se explică poate de ce vraja respectivă sau practica respectivă a avut efect asupra lui. Se pot gândi credincioșii că asupra lor poate să aibă un efect, ceva de genul acesta. Acum, întrebare normal se întreabă ce ar căuta un credincios acolo sau cum ar îndrezi. Dar dacă ar trece de limita aceasta? Omul acela nu era credincios. Adică n-avea o relație cu Dumnezeu, dar căuta soluții în multe părți. Dacă aș spune aici, înainte de a ajunge la mine, ca să aibă o discuție cu mine, mi-a spus pe la câte biserici și mănăstiri a umblat. Omul acela nu era credincios. Însă vreau să spun, dacă ai pus problema în felul acesta, Elisei, vreau să spun că nimic nu e mai tragic decât să știi un credincios care își îngăduie să se coboare la astfel de lucruri. Pentru că atunci când un credincios
pune la o parte Scriptura și zice, eu iau horoscopul, asta este deja o declarație. Ce înseamnă această declarație? Întorc spatele lui Dumnezeu și mă întorc cu fața spre stăpânul întunericului, că el s-ar putea să-mi spună ceva despre viitorul meu. Lucrul acesta este de o gravitate excepțională. Nu pot să concep ideea ca un credincios să se lase păcălit. Dar dacă cineva s-a lăsat păcălit de astfel de lucruri, încă e vreme de pocăință. Și vestea bună pe care o am este că la Dumnezeu este iertare ca să fie de temut. Vă rog să nu vă jucați cu astfel de lucruri, pentru că lucrurile acestea pot să vă ducă înspre situații absolut dezastroase pentru viața spirituală și nu numai. O întrebare de la cei care ne ascultă și cumva cred că este în mintea multor atunci când au citit sau din curiozitate sau auzind de la alții, este cum se face că de multe ori se potrivește ce zice zodiacul? Mm-hmm. De unde? Sunt anumite calcule? Probabilitatea de potrivire este tot atât de mare ca și probabilitatea de nepotrivire. Adică, dacă uneori se potrivește, trebuie să spun că uneori nu se potrivește. Și atunci cine devine? Însă vreau să spun că în momentul în care cineva începe să creadă despre el că astăzi va avea un necaz, că așa scrie despre Zodia Fecioarei, și el e fecioară și scrie că va avea un necaz în ziua asta, dacă cineva crede că va avea un necaz, știți că acel crez deschide ușa lui Satan ca să vină și să-i facă necazuri. Tocmai de aceea e foarte important ce credem noi. Trag nădejde că nu ne vom lăsa păcăliți de niște potriveli, nu-s potriveli, întâmplări. Practic, științific vorbind, eu trebuie să spun în mod științific că astrologia aceasta nu are nimic de a face cu realitatea. Adică nu se potrivește absolut nimic. Nu există niciun fel de dovești științifice că astrele ar putea să influențeze caracterul cuiva. Dar nu există nici o dovadă în felul acesta. E absolut absurd. De asemenea, nu există dovezi că poziția corpurilor cerești de la naștere ar putea să-ți influențeze viața acum. Nu există astfel de dovezi. Ei, din moment ce nu există dovezi științifice și mergem pe să vezi că mie mi s-a potrivit, e pur și simplu potriveală, întâmplare, care nu trebuie să fie luată în considerare, așa cum mie mi s-a întâmplat astăzi să mă întâlnesc pe stradă cu cineva cu care nu m-am așteptat. Ei, uite așa, se poate întâmpla într-o zi din aia, dar ăluia îi zice, vezi că te întâlnești cu nu mai știu cine. Se poate întâmpla asta, pur și simplu. Însă, vai de oamenii care cred în lucruri care nu trebuie crezute. Cineva dintre cei care ne ascultă perspicace cumva și atent la ceea ce se discută, punea întrebarea legat de subiectul că s-a atins puțin cuvântul destin. Și zicea că în cadrul bisericii noastre avem o cântare care o cântăm noi, destinul tău e să învingi. Și se punea întrebarea, oare acum nu se bat cap în cap? Okay. Bună întrebare și mulțumesc celui ce a pus-o, pentru că înseamnă vigilență aici. Însă trebuie să înțelegem un lucru. Când vorbim despre destin, vedeți că limba română e o limbă dinamică, care creează cuvinte și care dă sensuri noi unor cuvinte. Dacă, de exemplu, cântăm cântarea destinul tău e să învingi, nu credem neapărat într-un destin al oamenilor, dar e un mod de a spune, omule, Dumnezeu te vrea să fii un învingător. Însă noi nu credem în destin, ci credem în faptul că Dumnezeu din ceruri a pregătit pentru noi un viitor și o nădejde, dar viitorul și nădejdea pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi sunt strâns legate de deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi. Așadar, nu e destin acela pe care eu îl pot modifica prin deciziile mele. Și tocmai de aceea nu credem într-un dat pentru cineva, într-un destin dat. Dar dacă folosim astfel de termeni în cântare,
destinul tău e să învingi. E ca și cum aș zice eu astăzi, destinul meu a fost să stau împreună cu Elisei în fața dumneavoastră. Dar nu e vorba de un destin, era o decizie a noastră. Am convenit împreună să facem lucrul acesta, deci să nu înțelegem destinul în acel sens în care vorbim despre un dat stabilit de dinainte și trăit. Fără avea oportunitatea de a alege sau să... Exact, exact. Ne bucurăm foarte mult, așa cum spunea și fratele pastor, că sunteți prezenți cu noi și atenți la lucrurile care se discută. Și lucrul acesta vrem să-l facem și mai departe, dar după un scurt moment de închinare și vă chemăm să stați aproape de noi ca împreună cu cei care ne vor conduce închinare să ne închinăm împreună și să lăudăm pe Dumnezeu. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Să continuăm subiectul nostru, nu înainte de a vă spune că așteptăm întrebările dumneavoastră pe sli.do. Acolo aveți în descriere codul pe care să scrieți, prin care să accesați acest program și să transmiteți întrebările dumneavoastră. Nu numai, puteți face lucrul acesta și pe canalul de YouTube, Facebook. Și ne-am bucurat foarte mult, așa cum ne-am bucurat și până în momentul de față, să putem primi întrebările noastre. Continuăm discuția despre horoscopul prin lupa Scripturii, alături de fratele pastor Nelu Filip. Și, frate pastor, vrea să continuăm cu întrebările care vin de la cei care ne ascultă. Și o întrebare sună în felul următor. Vrăjitoarele sau vrăjitorii pot pune vrăj peste un întreg oraș sau chiar peste întreagă lume? E prea mult spus așa. Dar vreau să spun că acolo unde este deschidere pentru astfel de practici, unde se creează un cadru pentru astfel de practici, Satan este acela care poate să arunce ale lui lucruri asupra unui oraș întreg. Însă, cred că noi suntem interesați să vedem dacă astfel de persoane pot să aibă impact asupra unui individ, asupra unui om. Și trebuie să spun că pentru cei credincioși nu există motive de teamă dacă se încred în Dumnezeu și dacă rămân lângă Dumnezeu. Pentru că cei credincioși sunt păziți de puterea cea mare a lui Dumnezeu. Însă, dacă cei credincioși vor deschide portițe, renunțând la încrederea în Dumnezeu, și vor deschide portițe prin tot felul de lucruri. Pentru că văd că cei ce întreabă nu se concentrează strict pe horoscop, ci pe ocultism în general. Vreau să spun, dragii mei, că există un mare pericol. Știți dumneavoastră că un film poate să creeze porți deschise pentru diavolul. Există filme horror care deschid poarta pentru oameni spre lucruri oculte, spre lucruri venite de la cel rău. Și eu personal sunt uimit să văd fascinația asta pentru ocult în secolul 21. Până și copiii sunt îndopați cu ocultism. Era seria Harry Potter, foarte la modă și foarte gustată, care aparent ar fi așa, literatură pentru copii. În realitate, strecoară ocultism cât vrei. Apoi desene animate care alimentează copiii și mintea copiilor cu lucruri care sunt cât se poate de dăunătoare pentru ei. Și tocmai de aceea spun, e datoria noastră să ne păzim fiecare dintre noi. Și e datoria noastră să ne rugăm pentru orașele în care locuim, ca Dumnezeu să le ferească de blestem și să le păzească de orice lucrări ale diavolului. Acesta este rostul nostru, să fim sare a pământului și lumina lumii. Și în calitatea pe care o avem de sare a pământului, avem datoria să ne luptăm ca să rămână gustul societății în care trăim, gust bun înaintea lui Dumnezeu. Că era vorba de destin, chiar înainte să vin spre biserică, înainte să intru în mașină, era în fața blocului un grup de copii, care una dintre fete erau mici, nu știu dacă erau până 10 ani toate cele care erau atunci, povestea cu atâta patos și atâta pasiune despre lucruri de genul acesta. Deja și eu mă minunam. Era o mămică pe bancă care se uita așa puțin surprinsă ce fel de cuvinte. Și asta e adevărat că tot mai mult generația parcă tânără este cuprinsă de așa ceva. Dar legat de subiectul acesta, și anume puterea diavolului sau a vrăjitorilor care au asupra unui oraș, asupra unui om, se pune întrebarea în ce mod credinciosul poate să lupte împotriva acestor duhuri. Este chemat el să facă lucrul acesta sau este cumva chemat să se retragă și să lasă puterea lui Dumnezeu, în felul în care alege Dumnezeu, să lupte împotriva acestor lucruri?
Să nu uităm că cei credincioși sunt exponenți ai lui Dumnezeu aici pe pământ. Creștinii sunt reprezentanții lui Dumnezeu și ai lui Hristos aici pe pământ. Ei nu pot să se retragă pur și simplu în chilia lor și să zică pe mine nu mă interesează. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat cu un scop aici pe pământ. Care este scopul pe care ne l-a dat Dumnezeu? Acela de a fi martori ai lui Dumnezeu. Și când vedem practici oculte că își fac loc în anumite familii, în viața anumitor oameni de lângă noi, avem datoria să le spunem: oameni buni, nu e bine. În biroul în care ești, în care toată lumea consultă horoscopul, e de datoria ta ca și creștin să le spui: vă rog, nu vă ocupați de lucruri din astea, că nu vă face bine. S-ar putea să râdă toți colegii de birou de tine. Dar n-ai nicio pagubă din asta, ți-ai făcut datoria înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să ne retragem, ci suntem chemați să fim factori activi în lupta pentru împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Să-L mărturisim pe Domnul, să-i avertizăm pe oameni și în același timp să ducem o luptă spirituală, să ne rugăm și să zicem: Doamne, lasă sângele Tău peste orașul nostru ca să fie păzit și ocrotit de Tine. Lasă sângele Tău peste familia noastră. Lasă sângele Tău peste cei pe care îi cunoaștem că sunt implicați în felul acesta. Există arme spirituale pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția celor credincioși, pe care ei trebuie să le folosească, și acestea sunt rugăciunea, acestea sunt lauda adusă lui Dumnezeu prin care se coboară prezența lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul mărturisirii pe care, zice, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Așadar, cuvântul mărturisit contează nespus de mult și asta trebuie să facă credincioșii. Mergând cumva mai departe și lărgind spectrul acesta, frate pastor, față de cei care sunt posedați, poate ar trebui făcut o lămurire. Pentru că mulți gândesc despre unii care poate mintea lui nu-l ajută prea mult sau contextul în care a crescut l-a afectat intelectual și zice cumva că ar fi posedat. Care trebuie să fie delimitarea să înțelegem oamenii care au asupra lor o posedare demonică legată de subiectul acesta, de vrăjitorii sau eu știu ceva de genul acesta, sau oameni care trebuie să înțelegem că sănătatea lor i-a influențat prin comportamentul lor? Pentru că prea mult poate sunt lăsați în categoria în care posedat demonic, dar poate n-are nicio treabă cu lucrul acesta. Nu e un lucru simplu să pui etichete asupra cuiva. Sunt lucruri care trebuie analizate din punct de vedere spiritual. Ca să poți să te pronunți la capitolul acesta, trebuie să analizezi lucrurile din punct de vedere spiritual, să vezi și să înțelegi că diavolul întotdeauna este foarte împotrivitor la tot ceea ce vrea să facă Dumnezeu și de-abia atunci poți vorbi despre o implicare demonică. În același timp, sunt oameni care sunt bolnavi într-un fel sau altul, oameni care trebuie compătimiți și pentru care trebuie să ne rugăm Domnului și să mijlocim pentru ei. O întrebare de la cei care ne ascultă sună următor. Mulți zic să luăm ce este bun dintr-o prorocie care nu se împlinește în totalitate. Poate să vorbească Dumnezeu printr-un astfel de om? Nu poate prin aceeași vână a izvorului să iese și apă bună și apă amară, și apă dulce și apă amară. Așa zice Scriptura. Ci prin aceeași vână a izvorului va ieși un anumit fel de apă. Tot așa spun eu astăzi că prorocia trebuie analizată prin perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Și când e vorba de prorocie, trebuie să fim foarte atenți. Nu una merge și una nu merge, una iese și una nu iese. Însă, în același timp, trebuie să fim conștienți că vasul pe care Dumnezeu îl folosește este uman. Și când zici om, zici slăbiciune, ca să-l parafrazez pe Shakespeare, care zicea, el zicea altfel, dar mă rog, eu îl parafrazez și zic slăbiciune, numele tău e om. Omul este slab. Și dacă vorbim despre slăbiciunea omului, înțeleg că uneori omul este pe o culme spirituală, într-o relație bună cu Domnul și Dumnezeu poate să-l folosească. Dar același om uneori poate să fie într-o vale. Vă dau un exemplu din Scriptură. Apostolul Petru, în ținutul Cezareei lui Filip,
primește cea mai mare revelație posibilă. Cine zic oamenii că sunt eu, a întrebat Domnul. Unii zic că ești Ilie, alții că ești prorocul, alții așa și așa. Dar voi cine ziceți că sunt? S-a făcut liniște între ucenici și dintr-o dată Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și foarte interesant că Domnul Iisus însuși zice, Simone, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, adică nu vine din tine și din deșteptăciunea ta, nici din capacitățile tale, ci lucrul acesta ți l-a descoperit Tatăl meu care este în ceruri. Parcă-l văd pe Simon Petru, ai de mine, prin mine vorbește Tatăl din ceruri, mie mă arată Tatăl din ceruri. Și nu întâmplător, în același loc în Scriptură, și nu după mult timp, îndată după aceea, Domnul Iisus începe să le vorbească ucenicilor că va trebui să se ducă la Ierusalim, să moară și așa mai departe. Și Simon Petru, crezând că el e călăuzit, dar deja mândria probabil l-a făcut să se coboare jos de tot și Dumnezeu nu mai putea vorbi prin el. Dar putea vorbi altcineva prin el, adică diavolul. Și se apropie de Domnul cu aceeași importanță de om care are revelații și zice să te păzească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul se întoarce spre el și fără nici un fel de menajament, foarte direct, fără niciun menajament îi zice înapoi a mea, Satano. Hop. Ce înseamnă asta? Prin același om a vorbit Dumnezeu și prin același om a vorbit Satan. Și asta trebuie să înțeleagă oricine vrea să se raporteze la prorocie. Prorociile trebuie analizate exact așa cum când mâncăm pește. Luăm carnea și aruncăm oasele. Exact așa trebuie să avem discernământ și să zicem aici prorocul a fost inspirat de Dumnezeu, aici... Dacă ne rugăm pentru persoane implicate în ocultism, se poate restrânge Duhul asupra noastră în așa fel încât să ne pierdem noi credința? Există moduri și moduri de a ne implica într-o lucrare de rugăciune. Există rugăciuni de exorcizare care presupun luptă spirituală. Și aici spun tare și răspicat, nu oricine este chemat la asta. S-au implicat altădată fiii lui Sceva. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea că diavolul și-a bătut joc de ei. În același timp, nu trebuie creștinii să trăiască sub teroare și sub teamă. Să zică, nu mă mai rog pentru un om ca și ăla, pentru că vai de mine ce mi se întâmplă. Creștine, oricine ești tu, te rog să nu uiți. Ești al Domnului dacă ești creștin. Și dacă ai o relație sănătoasă cu Domnul, cel ce te păzește pe tine este Domnul. Oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le poate smulge din mâna mea, a zis Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, nu trebuie să trăiești cu teamă, ci trebuie să folosești armele care ți-au fost puse la dispoziție, dar zi ca și în Psalmul 131, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea înalte pentru mine. Pentru că mi se pare ciudat să întâlnesc creștini care de-abia s-au întors la Domnul de-alaltăieri și acum ei sunt mari exorciști. Nu se poate așa, ci ca să cineva să se implice în rugăciuni de exorcizare, trebuie să aibă oarecare maturitate spirituală. Cineva dintre cei care ne ascultă, poate de profesie sau poate a experimentat lucrul acesta, spune următor. Acupunctura are efecte benefice pentru trup, dar originea ei se trage din ocultism. E păcat să faci tratament de acupunctură? Eu aș întreba, aș răspunde cu o întrebare. Cât de benefice sunt efectele acupuncturii. Pentru că aceasta este parte din medicina alternativă și când vorbim de medicina alternativă, trebuie să știți că e foarte înrudită cu ocultismul. Medicina alternativă. Eu am vreo două volume așa groase în biblioteca mea în care se vorbește despre medicina alternativă. Vreo două volume care prezintă medicina alternativă. S-ar putea să rămâneți surprinși când aveți ocazia să vedeți că multe dintre practicile acestea, așa zis medicale, sunt niște găselnițe. În care cică s-au specializat anumiți medici și zic ei că dau rezultate, dar dau rezultate întâmplător. Și tocmai de aceea eu îmi...
mențin o rezervă legat de acupunctură și de mai multe alte practici de felul acesta. Acum, mulți am zis, dar cred că mulți dintre cei care ne ascultă vor să spunem un punct de vedere al Scripturii. Ce spune Scriptura despre horoscop? Scriptura, în termeni foarte categorici, vorbește împotriva unor astfel de practici. Exemplu. De ce voi spune acum, în termeni categorici, că Scriptura este împotriva horoscopului, a astrologiei și a unor lucruri de felul acesta? Pentru că horoscopul se încadrează în categoria prorociilor false. De ce spun asta? Vă rog să luați în considerare că acolo unde era cuibul astrologiei, în Babilon, Dumnezeu ia și îl duce pe Daniel. Nu întâmplător, nimic nu e întâmplător. Daniel și cei trei prieteni ai lui. Și e foarte interesant cum începe totul. Acolo erau, împreună cu Daniel, colegii lui, erau cititori în stele, erau astrologi, erau oameni care erau consultați de împărați. Și Scriptura zice că, citiți Daniel capitolul 1 și veți vedea că Daniel era și tovarășii lui erau de 10 ori mai înțelepți decât toți ăștia. Adică îi întreceau în toate lucrurile. Și a venit o probă practică. Împăratul visează la un moment dat un vis. Dar nu mai știe nici ce a visat și nu știe nici tâlcuirea. Și cheamă pe oameni să spună, spuneți-mi ce am visat. Asta e real test. Ce am visat? Păi nu știm. Păi dar nu sunteți voi cititori în stele? Ba da. N-au putut să descopere împăratului visul și tâlcuirea lui. Într-un final, după ce cititorii în stele, horoscopiștii vremii, au stat acolo în fața împăratului cu neputința lor, a venit Daniel. A fost chemat Daniel. Și Daniel a prezentat împăratului visul și a prezentat împăratului tâlcuirea visului. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că Dumnezeu detestă citirea în stele, dar Dumnezeu îi binecuvântează pe cei ce se încred în Domnul. Și dacă cineva e curios să-și cunoască viitorul, aș vrea să spun în termeni clari și categorici. Viitorul nu ți-l va spune horoscopul, mai ales că am auzit cum se face horoscopul mai nou. Sunt niște jurnaliști din ăștia care nu mai au ce face pe la gazeta respectivă sau pe la televiziunea respectivă și încredințează rubrica horoscop. Chiar am citit mărturia unuia dintre jurnaliști care n-a avut de-a face cu asta niciodată. Dar și-a cumpărat un manual din ăsta de horoscop, ce a găsit el unul vechi, a luat acolo și și-a dat seama cam cum se face și le trântea în fiecare dimineață câte ceva la oameni, așa câte o predicție din asta. Ceea ce sigur că e o înșelăciune categorică, cum înșelăciune este toată practicarea horoscopului. Ei bine, cine vrea să-și cunoască viitorul, e nefericit dacă se va întoarce spre astre, dacă se va întoarce spre horoscop. Cine vrea să-și cunoască viitorul, trebuie să se apropie de Dumnezeu. Și acum vrem să ne cunoaștem viitorul. Asta e o mare ispită. Pentru că, în realitate, Dumnezeu ne descoperă din viitor numai ceea ce trebuie să știm. Și bine ar fi să mă înțeleagă toți ascultătorii noștri din această seară. Dumnezeu e mai înțelept ca noi și dacă El nu ne descoperă, eu îi mulțumesc Domnului că nu mi-a descoperit de când eram tânăr anumite lucruri prin care aveam să trec mai târziu, că mă îngrozeam și cine știe, trăiam sub teroare. Dar Dumnezeu a purtat de grijă și a zis, ajunge zilei necazul ei, toate lucrurile le vei vedea la vremea potrivită. Tocmai de aceea cred cu tărie că în ceea ce privește viitorul nostru, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu și numai în Dumnezeu. Și să zicem, Doamne, atâta cât vrei Tu să-mi spui despre viitorul meu, îmi este îndeajuns. Și Dumnezeu îți va spune doar atât. Am un viitor și o nădejde cu privire la Tine. Cu alte cuvinte, viitorul Tău este în mâna mea, încrede-te în mine și mergi înainte. Și vei vedea că El va binecuvânta pașii vieții tale. Sigur că Biblia vorbește multe, există, eu mi-am selectat câteva versete din Scriptură. Fie că ne-a stricat poate referințele, măcar să le spunem. Sigur, sigur. De exemplu, am putea să ne uităm ce spune în Deuteronom,
îi spune Dumnezeu poporului lui Israel prin Moise așa: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Deuteronom 18:9, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acestora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. În termeni foarte clar, Dumnezeu se împotrivește acestor practici. Nimeni să n-aibă meșteșugul de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Adică, ce face Dumnezeu? Când cineva practică asta, Dumnezeu îl pedepsește. În termeni clari și categorici. Și spune în continuare: tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Sigur că există mai multe locuri în Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta. Vedeți, horoscopul e privit de mulți ca steaua norocoasă. Știți, fiecare își caută steaua norocoasă în asta. Însă Dumnezeu reproșează în termeni categorici prin prorocul Isaia, îngăduiți-mi să mai spun ceva. Zice Dumnezeu acelora care au căutat călăuzire în altă parte decât la Domnul: te-ai obosit tot întrebând, să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi ce are să ți se întâmple. Iată-i, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpea viața din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc la care stă. Cei ce se încred în Domnul sunt nespus mai înțelepți decât cititorii în stele. Trebuie să știm asta. Am dat exemplul lui Daniel, dar nu numai atât. Trebuie să știm că viitorul este în mâna Domnului, iar practicarea horoscopului este o formă de idolatrie. N-am apucat să vorbim despre asta, dar inițial nașterea horoscopului și a astrologiei a avut de a face cu închinarea la astre. Practic de acolo a pornit totul. Și fiecare își punea destinul în mâna unui astfel de astru. Dar Biblia spune că nimeni în afară de Dumnezeu nu cunoaște viitorul. Mai citesc două versete. Sigur. Zice așa: eu sunt Domnul, Isaia 42:8-9. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iată că cele din tâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Dumnezeu e în stare să spună mai înainte ce se va întâmpla, pentru că El este Cel ce face istoria. El e singurul care cunoaște istoria. Mai este o întrebare, e adevărat că nu este legată de subiectul nostru, însă am căzut de acord să răspundem la ea și sună în următor. Pentru duminică 7 iunie, ca să iei parte la eveniment, trebuie să fii botezat neapărat? E o întrebare legată de anunțurile noastre din această Sigur. Seară și trebuie să răspundem și la întrebarea aceasta. Duminică va fi cina Domnului și de aceea am cerut să se înscrie cei ce vor participa. La cina Domnului participă ucenicii Domnului și ucenicii Domnului sunt aceia pe care Domnul i-a chemat și care s-au angajat prin botez că îl vor urma pe Domnul. Prin urmare, aceștia sunt chemați să participe la cina Domnului. Vă rugăm din suflet, lăsați copiii acasă, dacă este cu putință, să vină cine poate, dintre oamenii care pot să se împărtășească, pentru că slujbele vor fi și de data aceasta destul de scurte, ca să putem cuprinde mai multe serii, dar cei ce nu puteți veni aici, cu siguranță vă veți hrăni la masa Domnului, pe care Domnul ne-o furnizează online, e vorba de altă masă, hrănirea din Cuvântul lui Dumnezeu. Ajuns și la final, frate pastor, așa cum ne-am obișnuit, am vrea să lăsăm pe ascultătorii noștri cu un gând, iar apoi să încheiem cu o rugăciune. Gândul pe care l-am față în față cu discuția din această seară, dragii mei, este acela: lipiți-vă de Domnul, în El puneți-vă nădejdea, încredeți-vă în Dumnezeu și stați aproape de El. Nu lăsați ca încrederea voastră să se pună în alte lucruri. Nu lăsați ca diavolul să vă momească spre lucruri
pe care Dumnezeu nu le îngăduie. Și dacă am vorbit despre horoscop, socotiți-l ca un lucru de nimic, asupra căruia nu are rost un credincios să-și piardă nici 5 minute. Dacă citirea horoscopului îți ia 5 minute, probabil, vreau să te asigur că 5 minute de citit în Scriptură în plus îți vor aduce un plus de binecuvântare de la Dumnezeu. Sau 5 minute de rugăciune în plus îți vor aduce un plus de binecuvântare de la Dumnezeu. Asta aș vrea să vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de căile Lui, să se lipească de Domnul. Și acum aș vrea să mă rog. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim pentru adevărurile cuvântului Tău pe care Tu ni le pui înainte de fiecare dată. Îți mulțumim că îți pasă de sufletul nostru. Îți mulțumim că ești interesat, Doamne, de siguranța noastră, de ocrotirea noastră spirituală și Tu vrei să ne ferești de rău. De aceea, în această seară, ne-ai pus înainte pericole care pot să pândească pe cei credincioși. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ne ferim de tot ce se pare rău și să ne lipim de bine și să ne lipim de Tine, care ești întruchiparea binelui, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvântezi pe toți cei ce au fost conectați cu noi. Doamne, dacă între ei este vreo persoană care a făcut greșeala de a se implica în lucruri care țin de ocultism, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să ai milă de ei. Te rog să le întinzi mână de ajutor, să le dai puterea de a se pocăi, de a renunța la lucrurile străine de voia Ta și să le dai puterea de a se apropia de Tine. Primește-i în brațele Tale și dă-le binecuvântarea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru timpul acesta pe care l-am petrecut în această seară, pentru revărsarea harului Tău peste noi prin cântare, prin rugăciune, prin cuvântul care a fost rostit aici. Te rugăm din toată inima, ajută-ne să păstrăm aceste cuvinte în inima noastră și să ne bucurăm întotdeauna de însoțirea Ta. Amin. Frate pastor, mulțumim foarte mult încă o dată pentru deschiderea și pentru lăsarea la îndemâna lui Dumnezeu de a ne vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care ne-ați urmărit în seara aceasta, vă mulțumim foarte mult că ați fost parte la întreg programul din seara aceasta și credem, așa cum ne-am și propus, că atunci ceea ce se întâmplă în locul acesta, cu adevărat să aducă o binecuvântare în casele dumneavoastră, în viața dumneavoastră de credință și împreună, dumneavoastră acasă, noi aici, să putem crește în ochii lui Dumnezeu și să ne apropiem tot mai mult de El. Până data viitoare, nu dorim altceva decât călăuzirea lui Dumnezeu să rămână peste dumneavoastră și peste casele dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!